Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună pentru că din nou se întâmplă acum, așa cum v-ați obișnuit, la ora 16 în fiecare zi la B1 TV, emisiunea voastră începe. Deschidem liniile telefonice pentru cetățenii Europei care, timp de 6 luni, adică dumneavoastră cei de acasă, se zice că ați fi șefii continentului. Președinția rotativă, la cârma, la timona navei numită Europa. E foarte interesant. E foarte interesant pentru că în timp ce Donald Tusk, Juncker, ăștia, Tajani și toată crema, toată floarea cea vestită a întregului apus, a descins cu autobuzele, cu aeronavele, cu toată lumea la București, la Ateneu, în același timp, fabrica Ford anunță disponibilizări. Asta ca să înțelegeți cam cum e să fii șefii Europei cu șomajul, foamea și boala în casă. Nestlé, ați auzit de Nestlé? Napolitanele Gioie, vă spune ceva? Da, să meargă la CNA să spună că am făcut reclamă. Napolitanele Gioie, ați auzit de ele? Da, se vor face în Ungaria. De ce? Pentru că fabrica de la Timișoara se închide. 400 de muncitori români vor rămâne șomeroi. E bine să fii în Europa, nu? Se mută în Ungaria. Puteam să spun, bă, am înțeles, e Nestlé până să lie, Vita mai concernul elvețian, bă, e pe moarte. Nu, nu e pe moarte, este unul dintre cele mai tari branduri pe planetă. Numai că Românica e scoasă de pe harta lor la capitolul Timișoara. Închide fabrica. E în negocieri cu sindicatele. Nestlé-ul e în negocieri cu sindicatele. O mută la unguri. Vă aduceți aminte perioada când vă spuneam cu mulți ani în urmă la altă televiziune că a trebuit distrus Comtimul. Știți ce e la Comtim? Ăștia tineri nici nu știu ce e la Comtim. Cei care au 20, 22, 23, dar nu mai vorbesc de ăștia de 16, 17, 18 ani, că ăștia n-au habar de nimic. Vorbesc de aia care au 20 și de ani, nu știu ce e la Comtim, majoritatea dintre ei. Combinatul de creștere a porcilor de la Timișoara a fost închis, pus pe butuci, vândut, dacă vă spun cu ce preț, înnebuniți cu acte. Știți de ce, da? Pentru că fix peste frontieră la unguri s-a deschis un Comtim unguresc care crește la fel ca așa al nostru, numai că al nostru a fost distrus și prăduit și jefuit, crește porci. Adică piața pe care o ocupa Comtimul, de ce să nu o ocupe ungurii? Fabrica de napolitane, Gioie, Nestlé, de la Timișoara, de ce să nu le facă la unguri? N-am nimic cu Nestlé, să le dea Dumnezeu sănătate. V-am spus, brand mare, brand serios. Bă, dar noi, șefii Europei, uitați, ce ai făcut, mă, bă, nu, uitați-vă ce dă Teddy, ce nemernicie. Bă, Teddy, de ce faci asta? Este catafalcul regelui Mihai și sala de mese a ăstora pe același caldarâm, pe același loc. Da, nu e fericită alegerea, doamna Dăncilă. Gazdă fiind dumneavoastră, să pui masa pentru Juncker și Tusk, taman, acolo unde a fost cu un an și un pic în urmă catafalcul ultimului rege al României, Mihai I. Nu e alegerea fericită, dar nu știu. Imagini de la Ateneu de aseară. Nu vreau să fac ce a făcut, nu vreau să mă înscriu în corul absolut jalnic și de multe ori prostesc al colegilor din presă care au făcut apologia băiatului lui Dăncilă. Băiatul lui Dăncilă, din punctul meu de vedere, un needucat care, din respect pentru maică-sa sau pentru țară sau pentru cine vrei, putea să-i dădeam eu. Eu care nu port cravată, detest instituția anumită cravată, am totuși 6-7 cravăți de calitate. Puteam să-i împrumut ăluia una să ducă împreună cu nevasta lui. Vă puteți imagina cam care este ierarhia în țară? Videle a fost orașul reprezentat cu cei mai mulți oameni în sală. Credeți-mă ce vă spun. Nu numai că era maică-sa madame Dăncilă acolo, era și fiusul, și norusa, și toată lumea, toată familia Dăncilă. Unde? În loja oficială. Nu vreau să vi-l arăt pe Cioloș, marele Cioloș, care a venit și a permis să vină fără cravată. Fost comisar european, băi, din respect pentru șeful lui, șefii lui erau acolo, hai că nu șefii lui nu sunt în România, șefii lui Cioloș sunt la Bruxelles. Mă, măcar pentru ăia, Cioloș trebuia să-și pună cravată. Nu vreau să fac apologia lipsei acestei instituții numită Hârvata, că de acolo vine, puțin știu, cravata vine de la numele prietenilor noștri croați. Republica Croată, în limba lor, se spune Hârvata. Și prima oară în istorie cravata a apărut acolo, unde? La unitățile militare ale armatei croate. Cu ceva ani în urmă, cu ceva secole în urmă. Bine, nu o să vă spun nici de faptul prosteala asta pe care o fac toți acum, apologia lui Adrian Severin și Adrian Năstase.
Adică niște penali care au stat în loje chiar fix lângă elita României, lângă președinte și lângă premier. Ok, și care e problema? Ăia suntem. Ăia suntem. Loja aia arată exact, loja Ateneului Român arată exact, dar exact fix la milimetru, cine suntem, cine ne conduce, pe cine am ales. Bă, voi ați auzit aseară oameni muncă, acum asta chiar trebuie să o comentez un minut. L-ați auzit pe Cătălin Popescu ăla, Ionescu Georgescu, Călin Anton Popescu Tăricianu. Mă, l-ați auzit vorbind în engleză în țara lui și după el a venit Tusk care a vorbit în română? Adică sfidare, că nu pot să spun micționare pe președintele Senatului, sfidare mai mare la adresa nației. Ați auzit vreodată? De ziua ta ca țară să vorbești la tine acasă, la Ateneu, în limba engleză și după aia să vină ăla polonez fiind să vorbească într-o română care a ridicat sala în picioare. Acum vreau să vă spun ceva. Știți de ce s-a ridicat sala în picioare aseară? Și cu asta, în primul rând, ascultați-l un pic, căci merită să vedeți ce înseamnă PR politic, ce înseamnă să ai un staff, băi, inteligent, să ai o echipă de consilieri, nu știu ce ar fi. Bănuiesc că nu sunt ca cei pe care i-are PSD-ul. Consilieri, bă, consilieri serioși în echipa lui Donald Tusk. Ascultați-l un pic. George Enescu, Helmut Ducadam, bravo, băi, Donald Tusk, bravo, prietene. Prietene polonez, ești deștept. Ai ridicat o sală în picioare, ai exaltat o presă, ai exaltat partea din presă care nu s-a uitat niciodată serios la ce ai făcut din funcția pe care o ai de președinte al Parlamentului European. Lucruri foarte tari. Vreți să vă spun ce a făcut Donald Tusk aseară? A făcut un lucru foarte eficient și foarte bine studiat, dar repetat la Xerox după ce îl făcuse deja în Bratislava și în Sofia. Identic. Speech-ul domnului Tusk de aseară, de altfel, repet, memorabil și mai ales că venea după un speech în limba engleză al lui Tăricianu. Tăricianu rușinică grav pentru Tăricianu să vorbești în momentul în care țara ta, România, Republica România, preia președinția Europei, tu să vorbești în engleză, bă, prietene, băi, Tăricene, las-o, Doamne, iartă-mă. A venit omul ăsta într-o română impecabilă. Ascultați-l pe Donald Tusk la frații bulgari. Nu ne-a spus de Ducadam. Păi de cine credeți că le-a spus ălora? Normal. Stoichkov era Ducadamul pe care l-a invocat la Sofia. Ascultați-l un pic. Stoichkov, Svetovna ta cupa. Foarte tare. 1994, Statele Unite. Acolo unde Hagi, Ilie Dumitrescu, Dan Petrescu scriau istorie. Bravo. L-ați auzit, mă, pe Donald Tusk? Ăsta e, bă, un băiat care are o echipă de PR excepțională. A știut că un bulgar, un actor bulgar celebru, îmi scapă mie numele, a jucat în Game of Thrones, bine, Teddy. În jocurile cum se traduce, mă, tronul? Urzeala tronului, bravo, mă, urzeala tronului, tronurilor, tronului. N-am urmărit filmul, nu mi-a plăcut. Ăsta și cu aia, cu inelele, moartea, deci să nu m-am uitat la ele. Stăpânul inelelor și cu tronurile astea, cu urzeala. Dar un bulgar a fost acolo în cărți, în distribuție. L-a menționat. Nu l-aveau pe Nichita Stănescu, l-a menționat pe actor. Nu l-aveau pe Ducadam, l-a menționat pe Stoichkov. Bravo lui. Bravo lui. E, hai să-l ascultați acolo la în Slovacia, la preluarea președinției rotative de către prietenii noștri, foști cehoslovaci, actualmente slovaci, Bratislava. Minuează cu nimic impactul unui speech fabulos. Vă reamintesc care este știrea din punctul meu de vedere și cu care vreau să comentăm împreună. Am uitat să vă mai spun ceva. Firma care, să cauți banda galbenă, Teddy, firma care aduce gaz, intermediarul, care aduce gaze naturale din Rusia, de la Gazprom, în România, aproape 1 miliard de metri cubi pe an. Bă, 1 miliard de metri cubi. Da, o aveți pe ecran. Firma aceasta a scumpit cu 2% metru cub. Normal. De ce? Pentru că a fost obligată de taxa pălăcomie pusă de Dragnea, Tăricianu și Orlando Teodorovici. Ăștia au zis, bă, la firmele cu energia, cu telefoanele mobile, le punem taxă de lăcomie. Da? E, ce credeți că a făcut firma? A luat taxa de lăcomie a lui Dragnea și a lui Tăricianu și a băgat-o în factura prostimii. Adică a noastră, 1 miliard de metri cubi de gaz rusesc. Bagă și cartonul, Teddy. Lasă-l, a văzut lumea pe Donald Tusk. Bagă cartonul, să vadă lumea cum e cu plata
taxei pălăcomie, ca să înțelegem și noi odată, poate ne trezim din letargia, din somnul ăsta fără sfârșit în care suntem, nu înțeleg de ce, ca popor. Uitați-vă pe ecran, bagă-mi și mie cartonul Teddy să-l pot citi. Deci, suntem șefii Europei, e foarte mișto. Firma Ford, vă spuneam, aia cu automobile își restrânge activitatea. Da? Firma Nestlé închide o fabrică la Timișoara. Ăștia cu gazul, care aduc, firma care aduce gaz de la ruși, a zis, bă, ne-a pus, cum îl cheamă, Tăricianu și cu Dragnea, ne-au pus o taxă pe lăcomie, da, păi hai să o mutăm în curtea proștilor, adică a cui? A românilor. Ordonanța, fiți atenți ca să vedeți cum lucrează Tăricianu și cu Dragnea în favoarea rușilor, că se întreabă lumea cum de putem să-i acuzăm, o să ne dea la CNA, să ne dea amendă CNA-ul. Păi nu cred că e bine să se ducă la CNA, că pierd. De ce? Pentru că ordonanța, după cum vedeți pe ecran, stimați telespectatori români, care în loc să fiți foarte atenți ce fac aleșii noștri cu noi, suntem atenți la cu totul și cu totul altceva. Ei, haideți să vă explic. Ordonanța emisă de guvernul PSD ALDE nu dă voie Petrom și Romgaz, Romgazul fiind o firmă românească, iar Petromul fiind, mă rog, având și noi un dram, e austriacă, mă rog, rusească, dar austriacă să zicem, ălora, Petromului și mai ales Romgazului, nu le dă voie ordonanța să includă taxa, nu le permite ca taxa pe lăcomie să o includă în preț. Nu, pentru că au blocat prețul, l-au înghețat la 68 de lei pe megawatt oră, pe nu știu ce perioadă, pe nu știu câți ani. Adică oamenii, prețul, atenție, prețul ăsta fiind și mai mic decât prețul pieței și mai mic decât prețul de la ruși. Adică 1 miliard de metri cubi îl importăm de la ruși mai scump decât ăsta din țară. Pe cine a ajutat Dragnea? Pe cine a ajutat Tăricianu? Răspundeți-vă voi acasă. Hai să gândim. Hai să nu ne mai uităm la televizor, să spargem semințe, să bem bere, să mâncăm mici. Dragnea și cu Tăricianu n-au făcut decât să ajute Gazpromul. Bravo lor! Să-i ajute pe ruși. Bravo lor! Să facem să luăm 1 miliard de metri de gaz, 1 miliard de metri cubi de gaze mai scump. Bravo lor! De ce? Taxa pe lăcomie o plătim noi, prostimea. Nu Tăricianu, nu Dragnea, nu aleșii neamului. N-am văzut până acum să-și rupă cămășile după ei ăștia din opoziție, al de liberalii, al de useriștii, al de... Nu și-au rupt cămășile. Bă, ce faceți, mă, sunteți? Eu n-am nimic cu Federația Rusă să-i dea Dumnezeu sănătate. Am înțeles azi, îmi spunea un coleg, că există deja, circulă vestea că Putin, cu 200 de miliarde de ani în urmă, e român. Bă, dacă și Vladimir Putin e român, Putin e român, e perfect. Numai că român e român, Putin este ajutat de Tăricianu și de Dragnea. Bravo lui Putin, ăla lider, aia țară, să exporți fraierilor gazele și fraierii să le plătească mai scump exact cu taxa de lăcomie pusă de guvernul lor, de guvernul țării lor, nu ne-a scumpit gazele Putin, nu. Ni le-au scumpit Tăricianu și Dragnea și cu Orlando. Asta ca să înțeleagă cei supărați pe mine că, vezi, Doamne, am vederi de dreapta și sunt împotriva guvernului Dăncilă, nu am nimic, n-am nicio vedere, nici de dreapta, nici de stânga. Dar cum este să pui o taxă care se duce direct în buzunarul românului? Ăștia care au spus că nu mai pun biruri pe români, să jura Dăncilă, pe roșu. Cine, mă, în guvernarea mea nu o să pun nicio taxă? O să deschidem telefoanele, vă reamintesc, citiți bine ce scrie pe ecran, ca să înțelegeți de ce gazele sunt mai scumpe în România și prin asta înțelegem medicamente, mâncare, întreținerea la bloc, tot, căldura, tot, pentru că toate au la bază gazul natural. Mai vorbim de ăia care se apucă săracii la bătrânețe să-și facă și ei un ceai sau să-și gătească o ciorbă fără carne, că s-a scumpit carnea groaznic. Da? Bine, cu vestea proastă că firme mari, noi fiind șefii Europei, adică este miezul Europei este acum România. Numai că România rămâne pe drumuri. La Timișoara, ia să-l suni, Teddy, ia sună-l pe domnul Robu, apropo, că apare la televizor domnul primar. Când vrei și când nu vrei, sună-l pe domnul Robu să-l întrebi ce program are de reconversie în privința celor 400 de timișoreni care rămân pe drumuri, că pleacă ăia cu napolitanele Gioie, pleacă în Ungaria. Deci, acum napolitanele Gioie celebre în România se vor face în Ungaria. Bine, o să încercăm să-l sunăm pe domnul Robu, o să mergem să vă anunț că gazele naturale se aduc în România de la ruși mai scumpe cu 2%, pentru că așa a vrut Tăricianu, pentru că așa a vrut Dragnea să bage ei taxa de lăcomie. Ia nenorocii pe ăștia. I-a distrus. Dar stai să vezi și i-a distrus pe ea de la bănci. Apropo, Teddy, nu m-am uitat azi că m-am luat cu vorba. Cum e, să-mi spui și mie în cască, cum este euro azi?
dacă a mai scăzut față de ieri, că ieri era la record istoric. Reușiseră ăștia să bage dracii și în raportul dintre euro și leu. Mergem la Târgu Jiu, emisiunea voastră. Salut, Ioane, ești în direct. Alo? Da. Să trăiți, domnul Barbu, domnul să vă binecuvânteze. Sunt un om român fără studii, fără... nu sunt pregătit chiar așa să vorbesc niște cuvinte mai politicos, mai politică. Dar în cuvintele mele de om crescut la coada vacii, vă rog să nu-mi închideți cumva telefonul. Așa, eu am și o întrebare la dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți toate problemele adevărate care se întâmplă pe pământul ăsta românesc. Întrebarea mea este următoarea. Dumneavoastră ne transmite nouă oamenilor de rând, care nu prea suntem prea multă știința asta să putem să facem niște comparații între adevăr. Care e întrebarea, Ioane, că n-am înțeles? N-am înțeles ce m-a întrebat Teddy. N-am încă o dată, numai la telefon? A închis, mă? Băi, n-am auzit întrebarea. Auzit cineva întrebarea? Când vorbeai în cască, Teddy, vorbeai în cască când mă întreba Ion în Târgu Jiu, nu știu ce. Eugene, salut, ești în direct. Vă salut, domnul Barbu. Eugene, tu ai auzit ce m-a întrebat Ion când vorbea producătorul în cască în timp ce mă întreba omul? Ce m-a întrebat? N-am auzit întrebarea. N-ai auzit întrebarea, bine. Îmi pare rău, Ioane, eram cât pacit să-ți răspund. Zi. Da, Eugen. Ce pot să vă spun eu? Vă dați seama că toți românii care trăiesc și în România și în afara țării își dau seama că guvernul PSD-ALDE este cel mai nociv guvern care a putut să existe după Revoluție încoace. A distrus țara, nu ține cu omul, totul face pentru interesele lor, pentru tătuca Dragnea și cam atât. Spune-mi și mie, ca cetățean european, adică cetățean român și european care ești acum la cârma Europei 6 luni. Ce înseamnă, dar sincer, fii sincer, pentru tine și pentru familia ta, faptul că România conduce 6 luni Europa? Pentru mine, ca român, ca om simplu, pentru mine nu reprezintă nimic. Nimic? Nu, nimic, pentru că, din câte știm cu toții, ce se vehiculează, că intrarea noastră în Uniunea Europeană am plătit niște prețuri foarte mari. Și petrolul României și foarte multe lucruri care le-am plătit să intrăm în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană trebuie să ne ajute mai mult cu birocrația asta a fondurilor europene, dacă vrea să ne ajute. Pentru că vedeți clar că fondurile europene la noi sunt la pământ. Nu ne dezvoltăm sub nicio formă. Mersi mult, Eugene, te mai aștept în emisiune. Unde, mă? George, la Galați, ești în direct, salut. Alo? A închis. Băi, sunteți moartea, mă, ăștia cu telefoanele de la mine, de la emisiune. Moartea sunteți, mă. Dă-mi și mie un telefon în direct, te rog eu frumos, Teddy. La Cluj, Ioane, ești în direct. Să vezi, domn Barbu. Hai, noroc. În legătură cu hoții ăștia și cu tăharii ăștia, ar trebui aici a venit un țepes să-i tragă în țeapă pe... Bine, mă, e perfect și domnul Traian Băsescu a spus la fel. Dacă vin la putere, îi trag pe toți în țeapă. Fix pe toți i-a tras în țeapă. Cine trebuie să fie țepeș ăsta, Ioane? Să fie un om care e capabil să conducă această țară. Poți să-mi dai și mie... Poți să-mi dai un nume? De exemplu, chiar și eu aș putea să conduc această țară. Te rog frumos să treci pe la noi, pe la B1, să lași un CV, îl dăm pe post să candidezi tu la prezidențiale. Da. Mi se pare corect. Un om cinstit și un om fără pedepse și fără ăsta nu are dreptul să candideze. Și toți hoții și tălharii au dreptul să candideze. Am înțeles. Bine, am înțeles. Cum ți s-a părut ceremonia de ieri de la Ateneu? Sau nu te-ai uitat la ea? Cum ți s-a... Numai... Să știți că toate treburile astea... Te-am întrebat dacă ieri te-ai uitat la Ateneu, la concert. M-am uitat, am văzut. Cu ce ai rămas în minte după festivitățile de ieri? Cu nimica. Nimica concret și nimic adevărat. Toate am înțeles. Scenări, toate sunt făcute ca să ducă lumea toată în eroare. Am înțeles. Mersi mult de tot pentru telefonul, oameni buni. Vreau să vă spun ceva. Am avut
privilegiu, Dumnezeu să-l odihnească, să lucrez cu maestru Iosif Sava în televiziunea română, un om care nu numai că a marcat viața televiziunii române, dar și mie în anii 80 mi-a marcat modul de a gândi în ceea ce privește televiziunea ca instituție, televiziunea ca forță de transmitere a unor gânduri, a unor sentimente, a unor cunoștințe. Iosif Sava s-a prăpădit, în schimb era îndrăgostit și avea toate motivele de un mare pianist, tânăr, mult mai tânăr la vremea aia normală, acum 30 și ceva de ani, pe nume Dan Grigore. L-am cunoscut și pe Dan Grigore, am filmat cu el în calitate de cameraman, precum colegii mei, am făcut emisiuni în statutul meu de realizator de emisiuni cu domnul Dan Grigore. Ne-am cunoscut pe vremea când eu eram membru al Consiliului de Administrație al Televiziunii Române și domnia sa fusese membru și ne sfătuiam, un om fabulos. Vreau să-l ascultați pe Dan Grigore, care nu a fost invitat la ceremonie, unde cei mai mari artiști în viață pe care i-are România. Ca să le înțelegem. Nu cel mai mare pianist în viață, nu. Unul dintre cei mai mari artiști. Un om care a trăit o viață în, sub cupola Ateneului Român. Dan Grigore, pianist. Recunoscut internațional ca mare artist. Nu a fost invitat. Bine, n-avea loc de băiatul lui Dăncilă. N-avea loc de mulți. Nu vreau să dau nume. V-am spus, nu vreau să mă scriu un corul bocitoarelor ăstora care au remarcat ceva de fapt corect. Că dacă adunai anii de pușcărie sau de posibilă pușcărie de sub cupola Ateneului, erau de 20 de ori mai mulți decât vechimea Ateneului de când a fost construit până acum. Ascultați-l pe Dan Grigore, care a sărbătorit intrarea oficială a României la cârma Europei în piață, alături de, nu protestatari, cum, nu, alături de oamenii, puțin mulți care, unii de proastă calitate, i-am văzut între ei, agitatori și nemernici, dar foarte mulți acolo, oameni de bună calitate și români adevărați. Dan Grigore a sărbătorit intrarea României la conducerea continentului în piața Revoluției. Subscriu în totalitate la spusele domniei sale pe care le-a rostit aseară în piața Revoluției, acolo unde s-a murit, cum bine spune Dan Grigore, pentru cu totul altceva decât se întâmplă acum în România. Acolo unde Dan Grigore dă acest interviu pe stradă, acolo, cu 29 de ani și o lună în urmă, se trăgea și se murea. Mureau copii nevinovați, oameni nevinovați. Era o baltă de sânge. Exact acolo unde stă Dan Grigore, lângă Biblioteca Centrală Universitară, era o baltă de sânge, erau incendii, erau tancuri. Era o nenorocire. E, de pe acel loc spălat, după aia, de niște nemernici, de sângele celor care s-au jertfit fără să știe ce urmează. Că dacă știau, stăteau în casă. Dacă știau copiii aia ce va să vie, stăteau în casă. Nu îl mai hingereau pe ăla să fugă după acoperișul clădirii pe care o vedeți în spatele lui Dan Grigore, vedeți clădirea de unde a fugit Ceaușescu. Asta vorbesc pentru cei care nu sunt din București. Actualul Minister de Interne, fostul Senat, fostul Comitet Central. De acolo a fugit Ceaușescu. De unde vorbește Dan Grigore? Dan Grigore n-a avut loc în sala Ateneului Român, o sală pe care a cinstit-o cu pianul și cu sufletul lui 10 de ani. Bă, 10 de ani! Omul ăsta a cântat sub cupola Ateneului. De ce? Pentru că e un mare artist. Pentru cine? Pentru neamul lui. Ei, neamul lui nu l-a invitat prin aleșii. Prin aleșii, neamul lui nu l-a invitat. Bună ziua, Florine, în București ești în direct. Prin aleșii, neamul lui nu l-a invitat. Da. Bună ziua, domnul Barbu. Oprește acum sonorul televizorului. Televizorul. Alo? Da. L-ai oprit? Domnul Barbu, l-ai oprit? Am și o întrebare pentru dumneavoastră și l-ai general oprit? Pentru români. Ai oprit sonorul televizorului? Da, s-a oprit sonorul. Te ascult cu drag, zi. Deci am o întrebare. Aș vrea să pun următoarea întrebare. De ce 20.000 de francezi l-au pus la punct pe Macron, iar românii îl lasă pe domnul Dragnea să-și bată joc de noi în permanență? Pentru că la sfârșitul secolului XVIII, căderea Bastiliei nu a fost regizată de serviciile secrete britanice, olandeze sau spaniole. Nu, a fost o revoluție a franțuzilor, înlocuirea regilor cu Republica pe bune. La noi, evenimentele petrecute chiar în locul în care îl vedeți vorbind pe Dan Grigore, a fost în mare parte regia unor străini,
în bârligătura unor servicii, am plecat cu stângul, în loc să facem justiție, am făcut un asasinat politic de coșmar numit uciderea lui Ceaușescu și a lui nevastă sa și așa mai departe. Pentru că noi suntem români, noi suntem români, noi, iar ăia sunt francezi, franțuși, cum vrei tu. De-aia. Nu, dacă nu oprește televizorul... Da, domnul Barbu, dar am o concluzie mai gravă un pic. Oprește sonorul televizorului că țin... Închideți... Deci Ceaușescu am scăpat, dar de domnul Dragnea nu o să mai reușim să scăpăm. Bine, închideți-i telefonul omului. Repet, nu putem să ne păcălim. De ce? Pentru că eu fac emisiunea asta de 20 de ani. Urechea mea este ca urechea copoilor de vânătoare. Aud televizorul și în vis dacă merge și încercați să mă păcăliți. Și nu mă păcăliți, dar voi faceți așa, vorbiți la telefon și vă ascultați la televizor. Decalajul de sunet face ca emisiunea să dureze o oră până avem 3 replici. Nu, cine nu închide sonorul, doar sonorul televizorului când vorbește la telefon, îi tăiem noi legătura pentru că nu ne respectă regulile jocului. Dă și imagini de aici că-s frumoase foc, dăm și puțin astea pe post, ce văd eu acum în plasmă, Teddy. Așa, capii bisericilor ortodoxă și catolică, bisericilor creștine din România, toate, de fapt, toate cultele au fost acolo. N-am să comentez, repet, cei doi băieți, că nu le pot spune decât așa, cei doi băieți care și-au permis să vină fără cravată, pe unul și vedeți în imagine, ăla cu cămașe bleu, uitați-l, dă mâna cu președintele României, este băiatul lui Dăncilă. Atât a înțeles el, atâta educație a primit să vină la asemenea moment istoric pentru neam, la, așa ca mine, dar eu sunt moderator la B1 într-o zi ca oricare alta pentru neamul românesc. Nu, el a venit în Ateneul Român cu toate somitățile țării și ale Europei fără cravată. Al doilea e Cioloș. Bine, nu, repet. Uitați-vă și comentați dacă a fost sau nu a fost un accident, cum s-a aranjat lumea în sală, de așa fel încât ce a văzut Europa, ce a văzut țara, ce am văzut noi, prostimea, să ne fie pildă. Să vedeți exact cine stă în loja numărul 1 într-un moment de rang zero în istoria țării. Preluarea, prima oară în istorie a conducerii Europei de către țărișoara asta. Bună ziua, sunteți în direct. Mihai, bună salut. Ziua. Bună, Mihai. Am văzut acolo un protest care a avut loc aseară. Da. Și striga ciuma roșie. Domnul Barbu, eu m-am născut în 1950 pe timpul ciumei roșii. În timpul ciumei roșii am făcut 8 clase și am primit gratuitate cărți pe timpul ciumei roșii. Ciuma roșie m-a dus la București, am făcut o școală profesională. Ciuma roșie m-a angajat în întreprindere și am muncit până la pensie, da? Așadar, voi vota ciuma roșie cât o voi trăi. Așa că ei acolo pot urla și pot lătra cât ori dori ei cu ciuma roșie, că mă doare în cot de ce strigă ei. Am înțeles, e perfect. Pot să-ți spun și eu ceva? Ia spuneți. Ciuma roșie l-a luat pe tata, Dumnezeu să o odihnească, când eu nu mă născusem încă, mama era gravidă când tata era luat de ciuma roșie și băgat în pușcăriile comuniste. În ce an? În 1958. Ascultă-mă puțin dacă tot facem apologia. Tata a fost luat când era mama gravidă și m-am născut cu el în pârnaie și a fost cu confiscarea averii și a lăsat-o pe necăjită aia, Dumnezeu să o odihnească, în curul gol în casă. De ce? Că era soție de deținut politic. Iar ăștia acum, mulți dintre ei nu știu ce e aia ciumă roșie. Tu de bine de rău știi, la tine e mult mai grav decât copiii aia care țipă ciuma roșie acolo. La tine e grav pentru că ai trăit anii aia. Nu ai cum să vii să spui într-o țară în care s-a murit eu la canal. Eu vorbesc de ciuma roșie după timpul lui Ceaușescu, domnul Barbu. Domnule, ai spus că te-ai născut în anii... Ai spus că te-ai născut în anii... Calmați-vă. În ce an ați mers la școală excelență? Deci în 1957... În 57, în 57 știți cine conducea România? Nu guvernul, știu, domnule. Ce guvern? Spuneți. Nu știu. Nu știți? Nu. Hai să facem un efort să vedem cine conducea România în 1957. Eu vorbeam de Ceaușescu. Petru, Groza, Dej, Ceaușescu a venit mult, mult după aia, în 63, 64, da? Despre ăla vorbesc eu, domnul Barbu. Și ce? Așa. Hai să discutăm despre Ceaușescu, vreți? Da. Știți câte femei au murit curetate, au făcut septicemie că n-au avut puterea să recunoască sau n-au avut
să-i bage în pușcăria pe aia care le-a chiuretat, pentru că nu aveau cum să... Câte femei au murit pe timpul capitalismului la ora actuală, domnul Barbu? Câte femei sunt în suferință și afară și peste hotare pe deci timpul era... capitalismului? Bravo, acum? Bravo, prietene, bravo, prietene. Chestia asta cu Europa liberă pe burtieră este o porcărie. De ce? Pentru că a manipulat poporul român cât de bine este în capitalism. Iată ce bine este în capitalism, domnule. Vrei să citești, te rog eu frumos, ce scrie pe banda neagră? Acum citește, hai. Europa liberă. Scrie. Nu scrie asta, domne. Nu. Mai citește o dată. Aștept-o, nu mai e. Păi acum citește-o, domne. Deci România, un fel de Europa liberă. Un fel de Europa liberă. Nu un este Europa liberă, liberă. Pentru că Europa liberă, ca și Vocea Americii, ca și Radio Köln, ca și Gavari Moscova, sunt posturi de radio... Erau posturi de radio politice ale unor servicii și instituții străine, prietene. Exact. Păi și... au manipulat poporul român. Nu știu dacă au manipulat, asta e altă discuție, de-aia scrie un fel de Europa liberă. Nu scrie Europa liberă. Aici, B1 TV România, un fel de Europa liberă în sensul în care noi vorbim, așa îmi place să cred, necenzurat. Pe tine, când ai intrat în direct, te-a întrebat producătorul meu, Teddy Mureșan, altceva decât de, cum te cheamă? Nu. Asta înseamnă televiziune necenzurată, prieten drag. La asta vă referiți. Da, asta înseamnă Europa liberă, așa cum cred eu. Să poți să vorbești tu, okay. Să poți să vorbești tu și alții ca tine ce vreți voi, fără să vă cenzureze nimeni. Îmi dați voie să vorbesc ce vrea eu acum? Te rog frumos. Dacă nu mă amendează CNA-ul, îți dau voie să spui ce vrei. Nu, domnul Barbu. Acum săptămâna trecută, ca acum câteva zile, a intrat un domn și a încercat să manipuleze pe cei care ascultau această emisiune. Și a spus, domne, Iohannis a cumpărat case când erau 2 lei, 10 lei. Nu era vorba de cumpăra case, era vorba că justiția s-a pronunțat, da. Și justiția a spus că a obținut case prin fals și uz de fals. Da, adică am înțeles. Case, dumneavoastră trebuia să interveniți, să puneți corect situația. Am înțeles. Poți să te întreb să-mi spui sincer, ai copii? Da. Bănuiesc că au făcut școală, da? Da. Bănuiesc. Aici apelez la sinceritatea ta. I-ai dat vreodată la meditații pe copii? Au făcut meditații? Nu. Niciodată? Nu. Bravo ție. Ești printre puțini români care a crescut și a crescut copiii fără meditații. Bă, vreau să spun ceva. Eu pe fii mea, când era în liceu, am pregătit-o la engleză, la, mă rog, așa cum face orice părinte. Și n-am cerut factură sau bon fiscal niciunui meditator. Sunt sute de milioane de părinți și copii care în ultimii 40-50 de ani sute de milioane de români și-au meditat copiii și n-au plătit nicio factură. Domnule Barbu, vă rog frumos, da. Vă rog frumos să-mi spuneți dacă am înțeles eu greșit și spuneți-mi adevărul. Este adevărat că justiția a spus în cazul lui Werner că a obținut case prin fals și că a spus de fals? Este extrem de adevărat, numai cu precizarea. Ascultați-mă, dacă vreți să fim corecți. Cu precizarea, din ce am înțeles eu, că n-am văzut dosarele... am înțeles eu. Ascultați-mă un pic. Că falsul și uzul de fals le-au comis ca infracțiuni, ca fapte penale, cei de la care a cumpărat familia Iohannis. Așa am înțeles eu. Nu Iohannis și cu Carmen Iohannis au falsificat și au folosit falsul. Nu! Ăia de la care ei au cumpărat ca dovadă, că au și pierdut bunurile, nu pentru că le-au luat ei ilegal, Carmen și Klaus Iohannis, nu. Ci pentru că le-au cumpărat de la niște hoți. Asta dar Iohannis cunoștea situația asta? Dom'le, dar nu știu, chiar nu știu. Asta deci, chiar nu știu. La televizor s-a spus bine, de către... Bine, ok. Dom'le, vreau să întreb așa. Care dintre președinții României de după Ceaușescu n-a avut probleme penale? Eu îmi amintesc de Iliescu că n-a avut probleme penale. A, bravo, bravo. Mineriada, mineriadele, revoluțiile, n-au fost. Jaful pe care l-a păstorit Iliescu în economia națională în anii de după 90, ăla nu-i faptă penală. Avea atribuții în sensul ăsta? Bineînțeles, era șeful statului, bineînțeles că avea. Greșiți, domnul Barbu. Nu greșesc, domnule. Nu puteți să spune șeful statului, numai Ceaușescu putea să fie șeful statului. A, bine, bine. Dacă ne legăm stricto senso de terminologie, da, nici Iohannis, nici Băsescu, nici nimeni nu au fost șef de stat. Așa este. Așa este. De la Ceaușescu încoace nu am avut șef de stat. Dar, corect. Dar, ca să-mi spui că președintele României, sub care s-a comis cel mai mare jaf din istoria, jaf economic din istoria acestei țări,
în perioada 2000-2004 sau în anii 90 nu are nicio răspundere, înseamnă că nu vrem să vedem adevărul. Eu n-am spus că nu are nicio răspundere, dar nu este principalul vinovat. Bine, nici n-am spus că este, dar nici n-am spus. Dar nici n-am spus. Bine, mi-a făcut plăcere. L-a votat după ce, după 4 ani, l-a votat, domne. Da, domne. Bine. L-a votat și a spus că e bun. Mersi mult de tot pentru telefon, mi-a plăcut această convorbire, m-a provocat. Mergem unde? La București rămânem. Camelia, să rămână, ești în direct. Bună ziua și la mulți ani, domnul Barbu. Bună. Întrebarea dumneavoastră primordială era ce ne-a plăcut la ce am văzut la Ateneu. Domnule, cu ce am rămas? Da, am rămas cu un gust amar, cu dezamăgire, pentru că, vorba dumneavoastră, dacă se adunau anii de pușcărie, plecau trei sferturi din sala aia. Și cel mai urât din partea guvernului, că în loja principală era domnul Severin, și cu fiii doamnei fiica și nora doamnei Dăncilă. Nu se poate. Nu se poate. Ce căutau? Sunt diplomați, sunt din guvernul României. Și referitor la gaze, vreau să vă spun că mi s-a zbârlit părul în cap când a venit factura pe 134 de metri cubi, plătesc 200 de lei. N-ai văzut decât începutul, crede-mă. Ăsta da, e doar începutul. Da. Bun. De ce sunt oamenii ăștia călăi în României? De ce? Când țara e bogată în tot ce vrem, avem gaze, avem da, lumină electrică și nouă ni se pun prețurile. Mulțumesc, că, mulțumesc mult pentru vorbele tale. Trebuie să luăm 2-3 minute de publicitate. Ne-a promis primarul Timișoarei că fix la ora 17, fix la ora 17, termină o acțiune în care se află acum implicat. Va fi în direct cu voi, cu cei de acasă. Vreau să-l întreb pe primarul Robu ce program de reconversie profesională are și dacă îl poate finanța pentru cei 400 de șomeri pe care Nestle, ăia care fac napolitanele Gioie, îi lasă pe drumuri închizând fabrica de la Timișoara, nu pentru că au probleme, nu. Este o firmă care n-are probleme, pentru că își mută afacerile în Ungaria. Tare sunt curios să vedem ce ne spune primarul Timișoarei. Revenim. Corina Crețu, lume bună. Da, doamna Crețu este chiar ministru în Guvernul Europei. Este comisar european. Pentru cei care nu știu, comisar european înseamnă ministru. Bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua. Vă sunt din Ploiești. Foarte bine faceți, să rămână. M-am supărat foarte rău. Eu am încercat de multe ori să vorbesc cu dumneavoastră, dar n-am reușit. Acum am insistat pe pauză, zic, trebuie să vă nimeresc și v-am nimerit. Eu vreau să vă citesc doar atât. Puțin vă rețin. Dacă vreți mai mult, pe urmă luați noastră legătura. Deci, pentru ce muriră cei din 89? Ce au crezut că înseamnă să avem viață nouă? Ce știau ei, doamne, ce-i capitalismul? Pentru ce strigat au jos cu comunismul? Câtă bucurie pe acest popor că a scăpat în fine de tiranul lor. Ce minte bolnavă însă ne-a îndemnat, zi sfântă creștină să fie innat. Mulți bătrâni cu teama de a fi auziți și-au roșit, rostit în șoaptă, vom fi pedepsit. Mersi mult de tot. Opresc aici. Mă versuri, opresc aici. Versuri minunate. Sunt ale mele, sunt gândurile mele. Sărut mâna. E durerea mea. Mă bucur că am participat. Mersi mult. Mă bucur că am participat la lansarea unui viitor probabil volum de versuri și a unui nume pe, cum se cheamă, pe cerul înstelat al literaturii române. Bravo, mi-au plăcut foarte tare versurile tale. Mergem în Germania, bună ziua! Să trăiți, domnul Barbu! Salut, Dragoș! La mulți ani, în primul rând, dumneavoastră și echipe și familie și toți românilor. Am și eu o întrebare și aș vrea să vă spun ceva. Sper să nu vă fac probleme, dar eu sunt, în fine, mai direct, așa, și aș vrea să vă întreb, aseară, cât de ne-puncte-puncte poți să fii să pleci în concediu ca șef de partid și ca ce misiune ai și conduci țara și să nu fii acolo când România a preluat așa ceva? Dragoș, eu vreau să-ți spun că n-am să-ți răspund la întrebarea ta. Și că la începutul emisiunii puteam și eu să fac referire la absențele absolut incredibile din această sală aseară. A lipsit unul dintre artizanii, de bine sau de rău hotărâți voi, numit Traian Băsescu. A lipsit unul dintre artizanii, extrem de artizanii, bine sau rău, Isărescu. A lipsit fostul... Au lipsit mulți, nu vreau să mai dau nume. Asta la TN-ului, că v-am urmărit mai adineu, domnul Grigore. În primul rând. Domnul Dan Grigore, dar vreau să spun ceva.
Eu n-am vrut să comentez tocmai ca să nu dau apă la moară retarzilor, alora de le curg bale din gură de proști care cred ei că eu am un război cu Dragnea, n-am niciun război cu nimeni. Eu încerc să fiu cât pot de corect cu cei care se uită la mine, cu tine și cu alții ca tine. Nu m-a interesat și n-am vrut în mod deliberat, nu am vrut să comentez absența domnului Liviu Dragnea și președinte PSD și al Camerei Deputaților. N-am vrut. Dacă nu întrebai, nu o comentam. Spune-mi, te rog mult, ce ți s-a părut cel mai ne în regulă la ceremonialul de aseară, la ceremonia de aseară? Că domnul Tasca a rostit în... și-a rostit, cum să spun... alocuțiunea. Discursul, alocuțiunea în românește și cineva ne-a vrut să ne arăte că noi suntem niște proști și a vorbit pe altă limbă. Suntem în țară la noi și trebuie să vorbim românește. Mulțumesc mult, mulțumesc mult, Dragoș. Română. Dar nu sunteți înăuntru, în sala Ateneului. Am fost destul înăuntru, acum trebuie să fiu aici. Nu vi se pare că e mai interesant concertul? Nu. Nu mi se pare deloc e mai interesant concertul. Mi se pare că e mult mai interesant și mai viu ce e aici. Ăsta e adevărul și aici trebuie să fim. Aici trebuie să fim, pentru că înăuntru este o chestie de protocol, e de înțeles, dar ce se întâmplă, cine ne reprezintă acolo, este o rușine pentru România. România trebuie să fie ceea ce merită să fie și ceea ce am vrut să fie și ceea ce au dorit să fie cei care s-au sacrificat în 90 pentru libertate. Trebuie să fie ceea ce au vrut aceia și pentru ce au murit ei. Și nu trebuie să uităm lucrul ăsta și trebuie să ne socotim niște martori care trebuie să meargă până la capăt cu mărturia vieților pentru oamenii care nu mai sunt și care au luptat pentru libertatea pe care atâta cât o avem acum. Și trebuie să încercăm să facem, să redresăm țara, e țara noastră, nu cum spun domnii care sunt la putere, această țară. Parcă i-ar fi parașutat cineva din cosmos, parcă n-ar fi țara lor. Și probabil că nu e, și ei știu mai bine. Trebuie să luptăm ca țara asta să fie ceea ce trebuie să fie, ca să nu mai plece copiii noștri. Copiii noștri să trăiască aici. Ne-am întors în direct. Bună ziua, sunteți alături de noi, din Vâlcea, Marine, te ascultăm. Da, domnul Barbu, sunt Marin Moșteanu de la Grădiște, Vâlcea. Aș avea și eu să vă întreb câteva probleme. Domnule, televiziunile s-a zis că asta atâta ură între cetățeni. Că e suma roșie, că e suma, nu știu cum. Domnule, că cea mai mare suma a fost suma portocalie. Apoi suma galbenă. Suma roșie e oficială, e mai mică așa, cred eu. Părerea mea. Am o vârstă, sunt aproape 60 de ani. Eu așa cred. Eu pe timpul sumei roșii am trăit cu Ceaușescu, că l-a omorât niște nenorociți degeaba, am trăit ca în burtă la mama. Și mama mi-a o problemă, că v-a auzit că tatăl dumneavoastră a fost politic arestat, nu știu cum. Mama o întrebare, și asta cred eu că este. Eu zic că în politică intră decât hoți și oamenii care nu le place munca. La ora actuală, în țara asta, nu mai există forță de muncă. Din ce cauză? Toată lumea face politică. Atunci să politica să vedem la muncă, domnule. Am înțeles. Mai puțină politică și mai multă muncă. Deci, dumneavoastră spune... Asta e părerea mea, vă spun așa. Stați un pic, vreau să înțeleg așa, că poate n-am fost atent. În politică ați spus că intră numai ăia cărora nu le place munca. Nu le place munca și le place oția și nu le place munca. Am înțeles. Bine. E părerea dumneavoastră. Părerea mea personală. Bine. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mersi mult de tot. Margareta, ești în direct. Bună ziua, domnul Barbu. Cu respect. Din Câmpina vă sun, am 75 de ani. Mulțumim. Și vreau să vă spun că la Revoluție m-am simțit atât de fericită când am văzut cum acești tineri, acești copii au ieșit acolo și au făcut ce au făcut, știe toată lumea ce s-a întâmplat, nu trebuie să reluăm problema. Dar când am văzut după aceea, eu mi-am pus la guler tricolorul, când am văzut colegii mei de serviciu că se uită la mine așa cam coada ochiului, mă rog, într-un fel m-am simțit că eram singura din întreprindere care am făcut lucrul ăsta. Și apoi când am văzut cum încet încet o întreprindere mare în București, am lucrat în construcții cu multe, multe fabrici, multe... Mă rog, foarte mare instituție. Am înțeles. Vreau
să te întreb, că mai sunt 10 secunde. Da, mă rog, termin îndată. Nu, mai am 10 secunde. Ascult. Bine, dacă nu vreți să mă ascultați, înseamnă ba că... Da, da. Cât mai avem, Teddy? Spuneți-mi în două cuvinte, ce v-a plăcut cel mai mult din festivitatea de aseară? Din festivitatea de aseară, în primul rând, mi-a plăcut concertul, pentru că a fost deosebit. Mulțumesc foarte mult. Revenim imediat după publicitate. Vă promit, primarul Timișoarei va fi în legătură cu noi și o să vedeți ce minunății de afirmații o să facă.